toată noaptea, am plecat până la 1, am plecat până la 3, la București am văzut și pe ora 5 dimineața. Va trebui să fac un tur de forță, în care vreau că am fost până la simpozionului. Deci vă spuneam de Carol I, care a venit în Iași în 1904 și a promis eșenilor că Iașiul, întrucât nu mai este o capitală a României, va fi, nu mai este o capitală administrativă, va fi o capitală culturală și va începe construcția unui mare edificiu, Palatul Culturii. El s-a ținut de cuvânt și în 1906 au început lucrările care s-au finalizat în 1925 cu niște întrerupere din cauza primului război mondial. Prin ce este renumit Carol I și el, ca un amănunt, are cea mai longevivă, dacă mă pot exprima așa, nu prea este literar, cea mai longevivă domnie, între toți domnitorii României. Are o domnie de 48 de ani, cu un an mai mult decât cel mai cel mare. Aici sunt rudele arhitectului, iar acest film mai conține și alte proiecte făcute de către Berendei, de Ion Berendei. Am să închid, fiindcă v-am spus că am multe lucrări și nu vreau să vă rețin. De acum înceapă clădirii proiectate de Berendei. Nu știu care este prima, că nu văd de la distanță. Asta sau cealaltă. Nu mai știu care e copiară, bine spus. Cele două curți întrebare. În curând, cine a fost la Palatul Culturii? Nu știu dacă ați fost în curțile interioare, n-am fost în curtea cealaltă, era un avion, în curțile la grande rămase de la Război Mondial, s-a dus la restaurat și a fost amuzat în curtea cealaltă, în curtea 2. Palatul Culturii este strigătul de repetă al stilului neoclasic. Palatul Culturii, aici fotografiile sunt cu deteriorările dinainte de consolidare, în cazul la un balcon. Are patru muzee, este vorba despre Muzeul de Istorie, Muzeul Științei și Tehnicii, și mai este doar unul în țară la București, Muzeul de Artă și Muzeul de Etnografie. Tot în Palatul Culturii se mai află laboratorul de conservare și restaurare, iată ceasul domnului Cristian, deteriorat și eu. Unde colecții de la secție de restaurare, restaurarea de obiecte de patrimoniu din cadrul muzeilor noastre, dar lucrează și contractul pentru alte muzei, sporind fondul la fondurile de venituri proprii. Bineînțeles, în Sediul Palatului Culturii se mai află și birou, contabilitate, tehnic, administrativ, secretariat, etc. Nu am să stau cam pe punctul de amănunt de ce deteriorări erau în Palatul Culturii, lucrarea și putea este publicată de fiecare dată. Erau foarte multe chisuri, au fost și foarte multe tremure din 1925 și până în anul 1918, când a început consolidarea, uitați pe întreaga trecută. Ploua la infiltrație la acoperiș, erau mult fisuri, aici este contemporană. Erau un palat fisuri, crăpături și fracturi. Fisurile se de ordine a un milimetru sau mai puțin, crăpăturile de ordine a un centimetru și fracturile înseamnă că pot băga mâna prin zi, pur și simplu.
Aceasta este partea unde acum este Atlant. Sigur că s-au făcut lucrări de consolidare. În niște știuții din material plastic, în aceste știuții se formează sub o presiune de 12 atmosfere lapte de ciment. Acest lapte de ciment intră, are vreo de intra prin toate încărcăturile zidurilor. De cele mai multe ori a ieșit pe partea cealaltă a zidului, deci era fisurat în profunzimea acelui zid. Sigur, nu era o lucrare făcută, considerată, înregistrată, temperele scăzute. Aici este o imagine din turnul central. Nu mai vorbesc la ceas, la camera clopotelor, care plafon era de scufit. Pur și simplu spânzurau plafonul scânturat și era și frică să mergi pe acolo. Și din anul 1908 până în 1916 s-au făcut aceste lucrări de consolidare, dar nu în continuu. De asta a durat așa de mult. Adică la început s-au efectuat lucrări cu fonduri europene, iar când a fost vorba să dea și guvernul României 50%, a început să se scarte cu mâna stângă o urechea dreaptă și vreo 2 ani de zile, uitați cum a dat un plafon. Și au fost întrerupe timp de 2 ani de zile. De asta au durat lucrările așa de mult. Sigur s-au terminat și fondurile, fiindcă prima dată s-au aprobat lucrări propriu-zise de consolidare, iar ulterior s-au aprobat în etapa a doua și lucrări de arhitectură. Iată ce infiltrații erau la turnul de sud-vest al agriculturii. Să spun că mă întreb și eu cu un lucru, că aceste fonduri europene s-au aprobat în urma unei note fundamentale care a venit pe data de 26 decembrie 1906, dacă nu înșel, și trebuia a doua zi, întâlnise situația cu note de fundamentale pentru îndrugurile, recunoașteți poza, în mod de fundamental, de la Muzeu, unde a avut nevoie de fonduri europene, am stat cu un coleg de birou până seara și am lucrat la aceste note de fundamentale, nu numai de la Palatul Culturii, și la Palatul Genasa, și de la Ciputeni, dar nu s-au aprobat fonduri decât la Palatul Culturii și la Ruzi Masa, deoarece clădirea Muzeului Ciputeni nu este o clădire monument istoric, dar fondurile care le-am solicitat au fost reportate la care muzeul am făcut noi și am preferat să fie reportate la Palatul Culturii. Sigur, aceea zilea liberă și tot ați pentru noi, nu fiind că era Sfântul Ștefan sau că era o sărbătoare. Iată imagine aici din masurile Sfântul Alexandru Vegele. Din sala Voievozilor, uitați cât de deteriorate erau picturile domnitorilor, care sunt în ordine cronologică în sala Voievozilor și pur și simplu nu vine a crede cum au ieșit, parcă sunt tablou pictate din nou, efectiv. N-am să tot înțelege cum poate fi restaurat un tablou sau o icoană. Am văzut eu cu ochii mei o icoană, unde erau trei pete de culoare, trei urme de culoare, și
Și urmă când am văzut gata, următorii acea lipoană, nu am gândit să crezi, o simplu, dar vreau lipoană cumpărată de la adult, să văd magazin. Completat. De tot filologic, cum am putut completat din trei. Nu știu cum pot vă spune domnul Cristi, dar pare rău că n-am fost mai des pentru ca să parcurg toate etapele. Nu știu, nu le curăță, pentru că e soluții, nu știu, nu pot să-mi dau seama acum. Dar nu se vedea absolut nimic, era o bucată de lemn și trei culori, cum nu zic, așa. Asta să mai închide. Mai sus. Apă, da. Sus? Apă, da. Am să vi arătă și la anul, așa în internet, dar sper la anul să arăt mai multe imagini, sper că până la anul să fie fonduri pentru să se poată deschide și alte spații muzeale. În prezent sunt spații muzeale, dar nu avem fonduri pentru vitrine. Și o vitrine patrimoniu avem de fruncă în paracolului. Dar nu avem nici vitrine și nici spații. Nici spații este centrul ăla termică, care s-a schimbat din apă pe gaz metan. Să vedeți, să vedeți aici. Aici este reliza pe sine cu foarte multe camere care bat în tot palatul. Chiar săptămâna asta a fost un control de la pompieri și un pompier, e adevărat, cam tinerele, la fel de 30 de ani, a spus că așa o dotare, la o remiză pe Sibiu, am văzut în viața lui, că mai a fost în control. În viața vitrală, a fost încă mai multe imagini de la etajul 1. Aici o imagine la etajul 1 la parter, la holul central sau sala gotică, cum mi se mai spune. Iată aceste ștucaturi care au fost refăcute, se vedeau numai sârme. Înainte, cum spun, erau pur și simplu niște sârme. Aici este sala voievodilor, aici este sala inventatorului Marii Pandă. Aceste sârme, aici sunt picturi din orașul Iași. Mai jos de aici un lambriu, care este și eu invenția lui Marii Pandă. Pe lângă cea mai mare invenție a lui Avion Împăriarhie, el are încă 100 de invenții și până nu de mult nu s-a cunoscut din ce material sunt făcute aceste lambriuri. Pentru că lambriuri nu sunt în lemn, sculptat în atât de mult, este un molaj turnat și s-au făcut niște cercetări la Facultatea de Fizică și se pare că proporția cea mai mare este creta. Sărele Pandă și Voievodilor se închiriază pentru tot felul de conferințe, tot felul de evenimente culturale. Aici, în ce vedeți dumneavoastră, sunt niște vechi care nu se mai folosesc de la centrala termică electrică, de la subsolul clădirii. Iar aceste colorite au fost restaurate și în acest loc se va deschide o cafenea cu aceste lucrurașe de epocă. Un ambient de cu 100 de ani, aproape. Cele care urcă dau în spatele Palatului Culturii spre Palas. Intrarea va fi prin spatele Palatului Culturii. Imagini din cod, sunt un pic mâncare. Iată, șarpanta a fost și ea ignificată. Nu știu, cred că imaginea e mai mult de 100%, de asta am lucrat pe echipă. Aici sunt instalațiile țărănești, sunt invenții țărănești de la Muzeul de Etnografie, tot felul de prese, de mâini, de vârșnițe,
mare de vânt, acestea erau la, la etajul 2, deci eu și-au fost montate la etajul 1, s-a căutat urma lucrării de consolidare, obiectele grele care erau la etajul 2 să fie aduse la etajul 1, chiar la parter. Iată această moară de vânt. O reșință, aici este sala cu porc popular. Dumnezeul de Iată, care și-a schimbat complet tematica. Vedeți sporturi luminoase, moderne. Iată aici, muzeul de istorie, s-a restaurat o sală de tribunal, de judecat. Înainte, Palatul de Cultură a fost construit cu scopul de a fi palat administrativ și de justiție, și funcționa ca palat de justiție din 1955, când s-au înființat aceste muzei. Sigur, era o șapte instituție acolo, nu mai palat de justiție. Și muzeul de istorie ce a schimbat mult tematica. Vedea, aici este o clubă care însă nu s-a pus în cetricul interior, nu este un listă de instalație de ventilație. Uitați aici, vedeți niște pardoseli de sticlă foarte rezistente, de unde trec vizitatorii și văd vechele fundații, care se pun în evidență fundațiile vechi cărnii. Muzeul Științei și Tehnicii cu tot felul de instrumente de epocă, orchestrane, magnetofoane, picaturi, toate foame sunt pianii, pedală, sunt cu cartele, așa cum mare mașină de cusut niște cartele și face un drum cu un anumit model, așa cum este aici o melodie. Da, e foarte dificat acest nivel de ființă și eu sunt mult în țară, mai sunt în singur la București. Eu am să vă mulțumesc aici și dacă am depășit timpul, îl cer scuze și mulțumesc încă o dată organizatorilor pentru invitația de pe. Vorbesc cu doamnă profesor, doamna Mărgenit. Mi-am obișnuit așa cum stau în simpatia. Când se atrage atenția, sunt avem un concert de urmă. Am întrebare. Am cerut emisiunea, vă rog. Spuneați un alt Ioan, adică... Da, a fost restaurat, a fost... Părerea sau primul război mondial? Din al doilea. Așa, am văzut un avion în fața facultății din Mecanic. Nu, are legătură. Nu, nu, nu. A fost la Palatul. Ăla e... A fost restaurat la Amator. A, deci la Amator este legat? Nu, dar zic că la din fața facultății din Mecanic. Avionul care este la Palat este pregătit să scape de la dezastru, avionul care l-a văzut, care l-a fabricat și l-a pus acolo. Sunt foarte multe de spus, nu cred că e timp. Doamna Cristea, eu am fost ideea, ce cipuri... Stai să zic două vorbe legate de colegul nostru, și anume despre puișor și puișorul. Puișorul. Deci, dacă sunt pe aici filologi sau cei care iubiți sau care au studiat cu atenție acest fenomen, este foarte interesant. De ce? În vorbirea noastră, foarte puțin își dau seama că unii vorbesc un ușor cu un coadă. Acei oameni provin din zone autentic românești, vechi românești. Deci când darul meu în coadă, provin din o zonă veche. Da, pentru că vorbim vechi, este un mul la capăt. Da, ok? Da.
în cărțile vechi, la cât un cuvânt este un lucru. Da, da. Prelegea e. La următoarea cuvântului s-au mai dispărut acest lucru, dar la numele propriu s-au păstrat. Și fiind frământarea asta modernă, nu știu când zic, cum nu s-a zis, bate-i cu ușor, bate-i cu ușor. Dar cu un bate, depozitează că este foarte legea autentică. Da, aici are un lucru care este foarte tare. Deci, dar l-am notat pe șef de la misionarele cu numele ei, urât pe un coleg de noastră de la marketing, care o cheamă Gărina, care spune, o cheamă Gina cu numele de scenă, așa și cum îmi cheamă Cuișor cu numele de scenă, Cuișorul, și de doamna contabil șef și asemnează cu Butnarul. Dar, de fapt, nu cheamă Butnarul, îl cheamă Butnariu. Așa, da? Este o diferență, am avut o emisiune, nu am reținut exact, care știu că este diferența între numele care se termină cu U, care se termină cu I, U. Tot așa, în costă de zone geografice. Pentru ca să ne facem o idee cât de cât normală sau reală, am putea începe cu o chestiune care să aibă o vechime de 400 de milioane de ani. Pe parcursul acestor, fiți atenți, pe parcursul acestor 400 de milioane de ani sunt gâștele. Gâștele care ajung de atunci și până astăzi. Acum 63 de milioane de ani încep să apară mamiferele, care face parte și noi, caracteristica principală pentru mamifere sunt mai multe, mamele, mamifere, printre care trebuie să vă uitați cu atenție la cei doi dinți din față și deasupra. Valabil la rozătoare, la om, la cal, la oaie, la capră, la tot ce este mamifere. Mamifere. Și ce importanță prezintă această chestiune? Fiți foarte atenți. Este o importanță extraordinară. Pentru că o să vedeți că un câmp de gâște, fiți foarte un câmp de gâște, păstrează acei 400 de milioane de ani de existență și dacă într-o pescărie a vrut pescarul șef sau un mâncat cineva, nu se vor duce niciodată acele gâște să ceară un pescan de la altă pescărie. Lucru care nu se întâmplă cu mamiferile, mă rog, nu toate, dar cu niște mamiferi organizate, civilizate, deosebit cu românii, care multe, mă rog, nu fac făcuteri pe început, s-au dus ceară o șef din alte descrieri. Și de aici o întreagă, dacă vreți urmări cu atenție, veți vedea un mulțime de lucruri care se spun mai mult sau mai puțin, sau pe care le puteți înțelege, printre care, de exemplu, Bartea lui Eminescu și multe alte chestii. Nu pentru cei care au studiat, care s-au interesat, pot să discut și putem vorbi mult. Nu este timp. Și de aici nu am când să vă spun acum niște chestiuni legate și de Palatul Culturii, dar poate cu altă ocazie. Deci nu mai spun la ele de ce din gură gâștilor. Nu se nu mai deștepte, știți? În ce privește conservarea lor, specii sunt mult superioare acestor mamifere. Și nu mă dă la măsă, dacă vreți că întrebați, uitați și o să vedeți, așa. Nu știu dacă aceste mamiferi vor sta și ei vă 400 de milioane de ani. Dacă merg tot așa. Ce-a spus din palatul, din turnul palatului, este instalat aici în anul 1925. Aici s-a făcut palat de justiție. Da, în 1925, palat de justiție și este făcut în Germania. Câteva lucruri despre fenomen. Ceasul este un ceas mecanic, funcționează pe principiul ancorat, rotiță ancorat, un principiu care este inventat în perioada până în 1695, când moare Cristian Huygens, care era fizician, astronom și matematician și care avea nevoie de un instrument cât mai exact de măsurat timpul. Am făcut acest sistem
care a stat și este unul cel mai bun sistem, și altele, dar a fost cel mai bun și precis sistem. Acest ceas funcționa pe aceste lege. Este un ceas cu carion. Carion înseamnă a cânta din clopote. Dacă avem o clopote, fiecare clopote care reprezintă scoate un sunet, o notă muzicală, avem o notă muzicală și cântăm ce dorim. În epocă, mă scuzați, asta în intervalul a unei octave. Da, păi asta precizez, în epocă erau 70-80 de clopote împărțiți și vedeți câte octave erau. În domnul erau 70-80 de clopote ca să se... Nu știu, eu nu știu de ce erau 70-80 de clopote și cântau ce pofteau ei acolo, mă rog, ca să asigure toate octavele. Aici la noi sunt o clopotie, o notă muzicală și se cântă ora Unirii ca simbol pentru că Iașu a fost unirea, dacă unirea românilor. Ea imitează, după aceea Cuza și după primul război mondial, România Mare, unde este avem și asta. Pe multe povestiți și pe aici. Problema numărul 1 a fost la restaurarea acestui ceas. După ce, durat 8 ani, această restaurare a parcului, pe o perioadă când au început lucrările în turn, acest ceas a fost protejat, deci pus o casetă, au fost foarte multe probleme și domnul Curișorul de știe acest lucru, pentru că în momentul când s-au făcut, când s-au semnat contractele cu cei care firma, au spus ca toate camerele să fie libere, eliberate. Și au mers cu principiul ăsta până când s-au ajuns la ceas, la ceas cu studenții, după ce ați văzut. Vă dați seama că nu e un ceas buzunar ca să-l scoți afară și să-l faci praf. Pentru că el are structura lui fondă, fondă asta are la 100 ceva de ani, are alte caracteristici. Ca să se deci ce sunt mai noi insistăm asupra acestui fapt, dar de vreo 3-4 ori și domnul director știe cât problematică a fost până când s-au lămurit acești oameni care trag pe hârtie și deci așa trebuie să fie. Pentru că era Institutul de Proiectare Iași, au dărmat, au distrus, acum se face acest institut de proiectări pe toată țara întregentați și așa mai departe, nu intru în anumite. Mai mult de atât, ei nu știau că acest ceas este pus, nu este pardoseală pe doașa, ci are niște grinzi speciale, separate, și aceste grinzi merg direct în pieții, structuri direct strânge. Deci poate să cadă tot placeul, nu are nicio problemă în acolo. Și după mai mult de atât, contractul respectiv prevedea că toate care nu sunt eliberate. E normal că sunt eliberate, nu poți să lucrezi acolo cu nici obiecte de patrimoniu, dar asta nu era în situația și care ziceasă. Au venit din nou proiectanții, s-au lămurit cum se poate scoate și ziceasă și au făcut tavanul, l-au refăcut pe lângă acele structuri de rezistență și după ce s-a terminat toată construcția și antifonat acolo, dacă o să fie fricțile și antifonare, și s-a, n-a mai fost praf și n-a mai fost moros, am putut și noi intervenit pentru restaurarea ceasului. Pe acest mecanism, în perioada lucrărilor de construcții, s-au așezat praf moros pe uieri, vaseline, și vă dați seama cam cum arăta distribuit, palat tot cu diluanți, după aceea acolo s-a mai scăpat pe o scândură, s-a mai scăpat pe un alt obiect, au mai rămas pe o roată, a trebuit să îi refacem, scumbăm. Refacerea asta este acum toate de baie, pentru că nu mai există niciun fel de industrie în orașul Iași, nu intrăm în anumite, dar când nu îmi poate ca să o faci, atunci înțelegi și mai bine ce spun eu. După ce am reușit ca să punem toate piesele care mai folosim și le punem la loc, să le facem, să curățăm din nou tot mecanismul, am început la
vesare și lui cu Vasilinul, cu Deus, cu Deus, cu Deșadiu și așa mai departe. Țin să vă mai povestesc care intră la acest mecanism pentru pușul în sistem de ungere automată pentru Ankara și Rochita. Și l-am pus după aceea în funcțiune. Cu această ocazie, mai mult urmărind că în anul 1970, în 1970 s-a făcut o sonorizare, s-a adus o stație de emisie de cepție, o stație de emisie care bătea la 200 km. Atunci a fost o fereastră extraordinar de produce în legătură cu Basarabia. S-au venit aceștii să cânte ora mirii și la Chișinău, sau poate și mai departe, se joace ora mirii și și românii de acolo, dar ai noștri români s-au făcut foarte greu. Nu intru în acest aspect, în acest amănânt, care, printre altele, se datorează celor 40 de ani, 40 de ani de dominație turcească. Și când se pună în aplicație această treabă, a venit Brejnev și a spus net. Și gata. Și a rămas sonorizarea doar la nivelul orașului Iași, care a funcționat foarte bine până din 94, când iarăși românii, ne mai cunoscând nimic din fenomenul sărbătării Bacucului, la turci, când a luat Dumitorul, e voia să duci și să duci deci festivitatea unde veneau toate ambasadele și studiouri începe să se lasă și investitura nu avea un loc decât după ce sultanul stând în scaun, în jil, cu presesuri, îl scotea cu apucul sau nu îl scotea, mă rog, nu intru la mănânche și domnitorul trebuia să-i să ducă în lumea cu apucciorul, cu apucul, mă rog, fermitarea pământului. Așa am înțeles că dacă ați observat pe subsol, pe aici, pe acolo, am spus foarte delicat că noi, în Uniunea Europeană, am și-a anunțat în genunchi, e mai complicat și mai dur decât așa de frumos a spus, este mai dur. Am dat un exemplu ușor cu Papușul. Când vreți, vă povestesc și despre alte minuni și despre alte chestiuni, ca să vedeți de ce femeile din România sunt cam spălioase. Am întrebat foarte mulți studenți străini sau, mă rog, de ce este un fenomen și pentru treaba asta trebuie să citiți. Sunt multe lucrări scrise de niște medici care au plecat apoi de la noi și au făcut cursuri de profesori, de care au făcut cariere în universitățile străine. Acum, în legătură cu această oră a Unirii, sunt foarte multe dispus. După primul război mondial, aș vrea să mai puțin cu chestiuni foarte simplă, și anume că cei din Uniunea Sovietică au trimis ambasadorii lor. Adică ca românii să încheie tratat de pace cu Uniunea Sovietică, prin care se recunoască granițele care existau după primul război mondial. Pasărată de Sovietică. Când doriți, discutăm foarte multe despre acest lucru. Și puterile garante, apusul acesta, să știți că timp de aproape 2000 de ani, în primul rând, ultima mie de ani au făcut numai dezastre pentru Europa de Răzări, printre care și această Pasărată, au spus nu. Nici o țară nu va încheia tratat de pace cu o țară comunistă. Noi garantăm. Și începând când se făceau pregătirile pentru al doilea război mondial și rușii au început să treacă bălșăluni peste poduri mari care le-au făcut românii peste Nistru, pentru tradiția, țările i-au pus rezultat, că noi avem probleme noastre, grija noastră avem. Și au intrat ei fără să tragă focul de apă. Sunt foarte multe de spus. A rămas acest ceas, această ora Unirii, care se cânte începând din 70 până prin 94. Eu mi-am spus că dacă mergem în Uniunea Europeană, nu mai trebuie ora Unirii. În afară de toate celelalte care știți,
Și, ca urmare, primarul de atunci a spus că îl supă de tare la urechii ora unui acolo la primărie, nu poate să concentrezi, nu poate să scrie, știu eu ce era foarte dar pe Uniunea Europeană și eu am plecat pe stația. Stația am luat eu și am dat-o la Dumnezeu tehnic și așa mai departe. Și au rămas să cânte prin prejurul acolo, prin prejurul acolo, prin auzit să scrie. Acum, am reluat, având licență de emisii până în 2015, am reluat și am obținut licență de emisii până în 2025 și în felul ăsta sperăm să repunem din nou, măcar în orașul deocamdată, să cânte cura unii. Am început cu demersurile, cu primăria și așa mai departe. Dar mai este o problemă și de aceea am făcut o calculată. Acest ceas, ceas mecanic, el este influențat de temperatură, de ulei, de NN, factor și o precizie care nu poate fi echivalată, egalată cu o precizie de ceasul electronice, cum a apărut în ultimul timp și acum tot cum are ceas electronic, are o exactă și ca urmare acest ceas trebuie să corespunde și el să meargă după o exactă dacă începi să faci emisie și ca toate difuzoarele din oraș să pornească la ora exactă. Și atunci, împreună cu catedra de automatizări și calculatoare, unde și domnul profesor să colaboreze, mai complicată treaba, eu vă spun numai în două vorbe, unde coordonează domnul Pantelimonescu, domnul profesor Pantelimonescu, am făcut ca acest ceas, deci oscilațiile pe care le face pendulul respectiv, să intre pe un calculator, calculatorul respectiv vede dacă ceasul nu se luată mai înainte, a rămas puțin în urmă și atunci comandă, tot calculatorul respectiv, comandă la un dispozitiv și dispozitivul ăsta lungește sau scurtează brațul pendulului și felul ăsta el este ajustat permanent ca să dea o oră exactă. Este o chestiune deosebită și în felul ăsta noi acum putem interveni ca să poată fi făcută sonoritarea în orașul Iași. Mai sunt și alte lucruri interesante, nu e cum ce pot să le spun aici, despre restaurarea acestui ceas și faptul că el a început să cânte și cântă la primărie, ora Unirii și împrejurul nostru acolo, sperăm anul ăsta să extindem și să măcar în orașul Iași. Mai sunt o 4-5 ceasuri de ceșină, să vedem cum le-a ajustat și pe cele și să putem să trebuie să rămâne de